Aplauze! Pentru că mare e grădina TikTok-ului, uneori mai sar și pe lângă și ajung la noi, așa că haideți să-l primim cu aplauze puternice pe următorul concurent! Rupere! Doamna Luminița! Rupere! Nu vede Delia, să vezi că știe! Rupe! Păi Delia o știe Soto! Da, clar o știe! Mă, că a uitat să se întoarc. Nu, nu se mai întoarc. Cred că e magician care bilețele. Nu cred! Nu cred! Ajută! Ia uite, mă! Senzația TikTok-ului, o știe ea că noi... Nu cred! Păi să nu crezi! Nu cred! Deci... Să rămână, doamnă! Bună seara! Mă numesc Popa Elena Luminița. Ce-mi place! Și sunt aici, în principal, pentru TikTokerii mei dragi. Deci, doamna Luminița Popa... este o zeiță a TikTok-ului care merită atenție. Am înțeles că rupe pe TikTok, nu știu, zeci de milioane de vizualizări, dar ce face exact? Ca să... 300 de mii. 300 de mii de urmăritori? She's so famous on really? TikTok. Yeah. Așa vreau să fiu, gen. Eu la 60 de ani. Dar vezi că stăteam cu ea la interviu aici afară și a oprit, a recunoscut-o nene cu mașina, a oprit și a venit la ea. Trăim în acea perioadă în care, uite, iată, oameni simpli se pot bucura de atenție. Și asta pe mine mă face să... Nu știu, mi se pare frumos. Doamna Luminița, puteți să transmite un mesaj, că așa funcționează TikTok-urile în general. Se spune cât un mesaj, oamenii, e o chestie foarte interactivă, oamenii scriu în live-uri, ea stă foarte mult pe live-uri, e pe live-uri tot timpul, văd. Și se cere câte un... dacă puteți să-i transmiteți un mesaj domnului Rocco... Vă doresc să aveți o carieră plăcută până la sfârșitul vieții, să vă țineți tare, domnul Rocco. Deci, bună seara, mă numesc Popa Elena Luminița și îi doresc domnului Rocco o carieră frumoasă atâta timp cât consideră dânsul. Îl bravo! Salut. Grazie! Stai cu alcuze de TikTok? No, non ce l'ho, una cosa per ragazzi. TikTok. Lumea a luat o razna. Îmi pare rău, rămân inadaptat, neadaptat, mai știu. TikTok a devenit un fel de, ca și cum ar fi un pic de divertisment de stradă, dar că toată lumea stă în casă. Deci un umor de stradă, un umor de fața blocului, doar că toată lumea îl vede în casă, stând în pat. Doamnă, cu ce vă ocupați, de fapt? Care este traiectoria dumneavoastră meteorică? M-a nebunit el cu întrebarea asta, că mă întreabă cu ce mă ocup. Și eu sunt fostă farmacistă, sunt pe TikTok. Ați otrăvit oamenii. Sincer, aș vrea să fac ceva pe TikTok, să adun cât mai mulți oameni. Da, spuneți-mi ce faceți pentru ei, ce material le oferiți. Adică sunteți acolo în eter cu un scop. Deci, magic. E greu să fii în eter. Deci, e mai bine în etil. E greu să fii neter, dar e foarte avantajos. Deci dacă vrei să faci bani, nu e ușor pe TikTok. Doamnă, nu totul e despre bani, faceți Doamnă, artă. Doamnă, dar cât dumneavoastră încasați bani de pe TikTok? Am încasat 15 milioane la un live de... la un live de 15-16 ore. La bani ăștia nu mă scoate și pe mine în oraș? A stat 15? Da. Ce-ați făcut? Au vorbit. Păi sunt. Au vorbit. Intră, ies în continuu. Doamnă, sunteți sigură că nu faceți video chat? Nu vă spun de două ori. Eu nu sunt rușinoasă, să știi. Mi-a zis că TikTok-ul ăsta... 15 ore, e o performanță. Bine că poate. Lasă că m-am uitat, că văd ce vorbește. Același lucru le spune și intră oameni și ea face un soi de dedicații. Asta face. Hei, salută-l pe Costel, exact ce am încercat eu să fac. I have a good idea for a TikTok. Ok. Poți sondare? Sì, certo. Sondare? Faci vedere. Doamna, aveți grijă că este star internațional, este celebru peste mări și țări. Nu pot să cred. Ce om bun. S-a ridicat pornstar.
Piacere. Luminița. Piacere, Rocco. Luminița. Cristina, only this. You look at the camera and you will say to your fan, very soon you will see the first video on TikTok you never imagined. And I will be behind you. I will be behind you. Don't worry. Luminița, spuneți către fanii dumneavoastră de pe TikTok acum, rămâneți alături de mine și veți vedea pe TikTok ce nu credeți că o să vedeți vreodată. Da, deci. Aveți încredere în el că funcționează. Deci, fanii mei. Fanii mei de pe TikTok să rămână alături de mine și o să vadă ceva ce nu o să creadă că am văzut în viața lor. Oameni, bă, e Ruben. Grazie, grazie mille. Vai. Prego. Rocco, I have so much to learn from you. Oi, ai, ai. Să revenim la ce este important. Haideți cu numărul de umor. Numărul de umor. Păi ăsta e. Ăsta e. Păi să înceapă reprezentația. Nu știu numărul de umor. Ce număr de umor? Habar n-am. Doamna Luminița, ce aveți în bol? Haideți să trecem la bilețele, doamnă. Hai, hai de la bilețele. Cum procedăm? V-ați scris un număr de întrebări, le-ați aruncat acolo și acum răspundeți. Da, deci nu știu, au fost scrise niște întrebări, da. Vi s-au pus, nu stale dumneavoastră. Așa, mi s-au pus. Ce credeți despre încălzirea globală? Păi încălzirea globală, uite, a și venit, e la noi, e și venită. Salut! Alt. Foarte, foarte bună pentru politică sunteți dumneavoastră. Uite, șase, cum sună vocea din capul tău? Atât. Haideți, doamnă. Deci nu am voce în capul meu. Voce normală, da. Deja se ceartă cu cineva din cap. Hai să zic, se ceartă cu vocea din cap. Poți să ai și o voce normală, să scute în cap. Ce spune? Ce spune vocea? În cap. Dar în caz de boală, ai chiar o voce în capul tău, punct. Încă un bilețel, doamne, e magie ce se întâmplă. Deci... Spuneți că doamna nu are stres? Da, n-are. Așa, cinci, unde este punctul G? Nu poate fi și accelerația gravitațională. Da. Rocco știe. Această întrebare. Rocco, unde e? Ella, okay, tell the lady that really the reason why I still didn't stop because I still didn't find it. Nu l-a găsit încă nici până acum. De asta. El încă îl caută. Deci 21, ce părere aveți despre actorii din filme porno? Ce părere aveți despre ei? Doamna Luminița, fiți sinceră, cu o părere sinceră. E o muncă. E o muncă, nu? E o muncă și asta, că omul muncește. Despre actorii în sine care fac filme porno? Sau. Bă, atâta timp cât nu dă în cap la oameni. Doamna Luminița, aveți în față un actor de acest gen. Da. Este internațional, este de un succes mondial. Da, știu, Oscar. Vreți să spuneți că nu vă place de dânsul? Măi, să fie actor de filme porno nu e ușor și nu e... Așa un mod de laudă, nu știu, îl iei ca și când ar fi, îl iei ca și când ar fi academician. Nu e așa. De ce, doamne? Nu e așa. El are o academie de așa ceva. Doamne, chiar are. Păi, dar ce să spun? Sunt oameni care plătesc la cursurile lui. Unele filme porno mă satisfac, dar actorii de filme porno nu mă satisfac. Ce să zic, iubim trădarea, dar disprețuim pe trădător. Nu, nu-s de acord.